Pe stadionul din orașul Florești a avut loc un meci de fotbal amical între veterani. Competiția a fost în memoria fotbalistului floreștean Ghenoa Aronia. În acest an se împlinesc 25 de ani de la trecerea fotbalistului în neființă. În acesta, ca și în fiecare an, tradițional desfășurăm acest eveniment, un turneu în memoria lui Ghenoa Aronia. Cred că toți care sunt pasionați de fotbal își readuc aminte de domnul Ghenoa Aronia și o să readuc aminte cu un cuvânt de bine. Aronia a fost un fotbalist care s-a remarcat în anii 70-80. A fost apărătorul central, capitanul echipei Spicul Florești. Echipa de fotbal în frunte cu Aronia a evoluat în diviza A la Campionatul Republicii Moldova la fotbal. După spusele vicepreședintelui Raionului Florești, Vladimir Gutiu, floreștenii își amintesc bine jucătorul și meritele acestuia. Țin minte cum juca în apărare, avea un talent deosebit, mulți spectatori veneau să vadă jocul lui Ghenoa Aronia. În Consiliul Raional avem și noi datoria de a susține sportul, de a susține fotbalul, de a susține acești oameni care au jucat fotbal pentru un fotbal reprezentativ pentru raionul nostru, raionul Florești. Anual, membrii familiei celebrului sportiv sunt invitați la turneu. Aceștia au fost copleșiți de emoții și de gestul făcut de autorități. Este un gest de o stimă foarte profundă față de persoana care mi este tată și în mod normal și înțelegem foarte clar că într-o perioadă atât de lungă de timp el este în sufletul acestor oameni, ca și într-a nostru. Veteranii fotbalului au spus că ei sunt onorați să joace în memoria lui Ghenoa Aronia. Avem niște sentimente speciale pentru colegul nostru de fotbal, fost coechipier, și îndurerați de ceea ce s-a întâmplat și nu este cu noi astăzi la meciul de față. Cred că în memoria lui o să arătăm un meci spectaculos. Mereu va rămâne în memoria noastră și le mulțumim la fel și copiilor, organizatorilor pentru invitație. Echipa din Florești a avut ca adversar echipa din Ungheni. Meciul a fost încheiat cu scorul de 2-2. Competiția a fost organizată de către Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din cadrul Consiliului Raional Florești.